Domnul procuror general, vă voi adresa dumneavoastră aceste întrebări, întrebări adresate și în cadrul Comisiei Juridice. M-aș fi bucurat dacă ar fi asistat domnul Nesterovski până la final, poate putea dumnealui să ne lumineze. Dar totodată mă bucur că domnul Druță nu a asistat la ședința Comisiei Juridice Numiri și Imunități, fiindcă dacă ar fi asistat și ar fi deschis și ar fi văzut ce conține materialul probator pe care l-ați prezentat, cu siguranță nu i-ar fi stat doar tensiunea ridicată. Oricare dintre noi care am asistat la acea ședință, pur și simplu am avut o stare generală de vomă și îmi asum ce aici spun. Eu, începând cu 2019, în calitate de deputat, am asistat la mai multe sau nenumărate proceduri de încuviințare a ridicării imunității. Dar niciodată nu am văzut un dosar în care demnitatea umană să fie mai jos de limita necesară. S-a coborât dincolo de umanitate și pentru prima dată m-am gândit când în Republica Moldova democrația este într-un pericol și posibil acest atentat fără precedent asupra democrației și statului de drept în Republica Moldova este o bătălie pe care trebuie să ne asumăm fiecare dintre noi. De ce reiterez? Am să adresez acele întrebări pe care le-am adresat domnului Nesterovski. Inițial l-am întrebat cât valorează un deputat, un deputat pro-rus. Care e valoarea unui deputat pro-rus? De ce? Pentru că se cunoaște sau e din notorietate publică, cum spuneam eu, că fiecare tranzacționat pe care îl aduce mai primește o sumă de bani. Și mi-era interesant cine l-a tranzacționat pe el și cu ce bani și ce sumă a fost tranzacționat Nesterovski. Lucrul ăsta, evident că eu o asum la nivel de declarație politică. Dar, la materialul probator pe care l-ați adus dumneavoastră astăzi, este descris cu lux de amănunte cum sunt lunar duși zeci de politicieni din Republica Moldova la întâlniri cu Ilan Șor pentru o oră, două, trei. După aceea sunt organizate excursii la Marea Moartă și la final ședință spa de lux fiecărui participant. Și ziceam, este atentat la demnitatea umană. Nu poți să cobori mai jos de a fi om, elementar să fii om. Să înțelegeți că în excursia organizată sunt prevăzute absolut toate nuanțele. Fiecare care se prezintă în fața lui Anșor trebuie să prezinte proiect de buget, de ce are el nevoie. Și aceste proiecte politice pro-europene, desemnate pro-europene pe care le vedeți și le organizați astăzi, în mare parte sunt botezate de către Ilan Șor. Doar după ce își primesc botezul, după ce semnează proiectul de buget, se desemnează la organizarea sau se parcurge la organizarea proiectelor politice. Astea nu sunt proiecte. Dacă îmi permiteți, exact o lecuță, cât mă doare sufletul. Astea nu sunt proiecte și nu sunt partide. Astea sunt grupare criminală organizată. Am sentimentul că în țara asta au ajuns crima organizată să fie mai organizată decât statul și asta este cel mai mare pericol. Atunci când criminali organizați încearcă să atenteze la instituțiile statului. Eu, domn procuror general, nu știu de câți procurori aveți voi nevoie ca să faceți față, fiindcă îmi dau seama că împreună cu CNA, împreună cu SIS și oricare altă autoritate, aveți nevoie nu de dublu efectiv, dar aveți nevoie de un efectiv care să reușească, să depășească și să fie mai puternici decât crima organizată. Am ajuns la 32-33 de ani de independență când vulnerabilitatea statului Republica Moldova pur și simplu este subminată, este clătinat însăși statul și existența statului Republica Moldova atunci când Federația Rusă, prin proiecte pro-europene, pro-Federația Rusă încearcă să submineză, să gâtui efectiv ceea ce se numește stat de drept și democrație. Deci eu vreau să fac apel în adresa președintelui Parlamentului Republicii Moldova și în adresa primului ministru. Acceptați dublarea efectivului organelor de drept care trebuie să lupte corupția. În caz contrar, corupția organizată, crimă organizată, pur și simplu sufocă acest stat. Și așa cum i-a stat rău domnului Druță, pur și simplu fiecare dintre noi, dar dacă conștientizează, va avea sentimentul de vomă pe care l-am trăit eu astăzi și cu pericolul de a pune sub semnul întrebare existența statalității Republicii Moldova. Mulțumesc!